Petersburg. Vrem să vă aducem la cunoștință că s-a constatat și am văzut foarte clar că președintele Republicii Moldova folosește orice ocazie, atunci când orice ocazie oportună în viziunea dumnealui, de a se expune împotriva vectorului politicii externe al Republicii Moldova, vorbim despre vectorul european, ceea ce contravine categoric viziunii guvernului, viziunii parlamentului, dar și viziunii majorității cetățenilor Republicii Moldova. Un subiect special în cadrul acestor discursuri și de ce am vrut să mă opresc la el foarte succint este declarația care a fost făcută de domnul președinte referitor la Uniunea Euroasiatică, care nu are niciun suport juridic în acest context, din simplu motiv că noi reamintim că politica externă Republica Moldova este pusă în aplicare de Guvernul Republicii Moldova și de Parlamentul Republicii Moldova, care reiese din obligațiile pe care le are statul Republica Moldova pe plan internațional, inclusiv în contextul acordului de asociere cu Uniunea Europeană, care a fost semnat acum 3 ani. În plus, în un an jumătate s-a văzut foarte clar, dar și de când a fost semnat acest acord, s-a văzut foarte clar beneficiile pe care le are Republica Moldova și le-a avut și care le are și care le va avea în continuare, beneficiile ce reiese din acest acord de asociere și din susținerea Republicii Moldova de către partenerii noștri externi, te referim la cazul dat la cei din partea Uniunii, sau special din cadrul Uniunii Europene.